Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Invitatul meu din această seară este domnul Constantin Maricescu, primarul comunei Aninoasa. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și, sincer să fiu, îmi face o deosebită plăcere să vin în studioul la dumneavoastră. Cu atât mai bine, înseamnă că ne vom mai vedea ceva mai des decât până acum. Da. Domnule primar, a început anul calendaristic 2020, un an extrem de important și pe zona administrativă, dar și politică, pentru că anul acesta vor fi două confruntări destul de tare, așa, la nivel local și parlamentar, pentru că toată lumea știe, vin alegerile locale și alegerile parlamentare. Sunteți pregătit, fiindcă, într-un fel sau altul, fiecare deal face așa un soi de bilanț la finalul mandatului. Pentru că ați pronunțat cuvântul că am intrat în noul an și deja a trecut o lună zile, vreau să vă spun încă de la începutul emisiunii un sincer la mulți ani dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc la acest post de televiziune. Mai ales că nu ne-am văzut anul acesta, când așa este. Anul acesta, sigur. Și am profitat de fiecare prilej, de fiecare ocazie ca cetățenilor din Aninoasa, Dâmbovița și chiar din întreaga țară să le urez la mulți ani. Cum este anul acesta? Sau haideți să o luăm cu începutul. Cum a fost 2019? 2019 a fost un an bun, nu pot să spun, ca de fiecare dată ne-am descurcat, am realizat proiectele pe care le-am gândit, pe care le-am creionat, cu care am venit în fața cetățenilor în 2016 și, bineînțeles, și altele care au devenit neprevăzute datorită unor situații și necesități și la fața locului și la timpul respectiv. Anul acesta este un alt foarte, foarte greu, în primul rând din punct de vedere al precipitațiilor. Nu am avut gram de zăpadă, nu am avut apă din septembrie de anul trecut, din 2019. Azi a plouat un piculeț, dar foarte puțin față. Nu putem să spunem că aceste picături sunt mai puțin de suficient. Sunt foarte, foarte, sau pământul, mai bine zis, este uscat. Este cremele și înghețurile care sunt, cultura se pare, dar nimic nu poate să combată puterea lui Dumnezeu, pentru că s-ar putea peste noapte să ne dea ceea ce suferim, de apă. Asta e marea problemă cu agricultura și nu numai, și apa potabilă. Se simte asta, vreau să spun, se simte în scăderea presiunii? Nu, la momentul ăsta nu se simte în scăderea presiunii, dar așteptăm într-o perioadă foarte apropiată, pentru că toate lacurile, gârlele, cum spuneam noi, Ianomița, Dâmbovița, râurile sunt secate mult de tot și este o situație alarmantă. Dar nici la munte n-a prea nins. Nici la munte. Este zăpadă, dar nu este așa de consistentă cum ar trebui să fie ca de obicei. Dar asta este natura. Dincolo de toate acestea, și 2019 a fost un an destul de dificil. Nu știu în ce măsură s-a repercutat și asupra zonei administrative. La nivel politic au fost tensiuni, au fost schimbări. Vedeți, dumneavoastră, având în vedere că anul trecut au fost cele două rânduri de alegeri europarlamentare și respectiv prezidențiale, la care am fost implicați în mod direct și constant în calitate de primar, în calitate de reprezentant al statului în teritoriu privind desfășurarea în bune condiții a alegerilor, indiferent de genul lor, fie că locale, naționale sau prezidențiale, a fost un an foarte agitat, foarte greu. Și s-a simțit greu. Și în plan local? S-a simțit și în plan local și în rândul oamenilor, în rândul electoratului. A devenit o dezamăgire, o permanență, atmosferă neplăcută în rândul oamenilor. S-a creat această neînțelegere între oamenii. Nu mai au stabilitate în ceea ce înseamnă un partid politic. Nu pot să spun că sau să... Nu știe pe cine să mai meargă, pe cine să mai aleagă. Nu știe ce să mai întâmplă mâine. Da, a devenit... Schimbări la nivel politic au fost, dar schimbări substanțiale în bine la nivelul de trai, la nivelul de trai europarlamentare a luat o întorsătură extraordinar de mare. Nu ne așteptam, cel puțin cei care gândeam ca lucrurile să meargă în partea cealaltă mai bine. A fost și schimbarea de guvern. Și schimbarea de guvern a urmat între cele două tururi ale prezidențialelor. Prezidențiale au fost așa cum au fost. Se pare că nu contează cine numără voturile. Mai la contează asta acum? Încă. Pentru prezidențiale contează și cele care sunt cu europarlamentare, care sunt implicați cetățenii români din diaspora. Pentru că ei nu sunt implicați
De bunăvoie. Să se aducă de bunăvoie. Acolo sunt a ajutați și a serviți ca să ajungă, da, dar să creeze. Au dreptul de a-și exprima punctul de acord, vedere. Nimeni, și, nimeni nu este împotrivă, dar să creeze aceste ambuscade care s-au creat și scandalul. Nu cred că procentul venit din diaspora a fost decisiv. A fost devastator de decisiv. Pentru că din diaspora au plecat mail-urile, Facebook-ul, telefoanele către părinții din țară care au fost condiționate, asta vă spun în mod categoric, pentru că am situații în comun în care mi-au spus părinții că au primit telefoane că în situația în care votează cu un anumit partid politic și respectiv cu PSD-ul, să discutăm pe față, și nu votează cu ceilalți, nu mai trebuie pare acasă, nu mai vine acasă. Atât mai mult era de datoria PSD să contracareze cu măsuri. Care să se fi mai mult de atâta nu avea acum, pentru că vedeți dumneavoastră, dacă din punct de vedere al secțiilor de votare s-au dublat comparativ cu penultimile alegeri care au fost, ce să facă mai mult și PSD-ul? Dacă venea să cu vedem, candidat ceva să vedem. Mai este de forță? Este de discutat și problema candidatului, pe de o parte. Pe de altă parte s-a creat... Da, știm foarte bine această care atmosferă fost în rândul partidului și în rândul românilor, starea de tensiune din PSD, așa, plecată încă de la alegerile europarlamentare, când a înregistrat un eșec răsunător. Faptul că nu știu cât de mult bine i-a făcut fostul lider, Liviu Dragnea, care probabil ar fi trebuit să facă un pas în spate, dar nu sunt consilierul Partidului Social Democrat și deciziile au fost luate acolo. Poate că toate acestea au avut un cuvânt de spus. Pot să spun că nu am fost un fan extraordinar al lui Liviu Dragnea. Dar o să vedeți dumneavoastră și la mult și cu multe ocazii am spus, peste niște ani de zile o să-l regretăm pentru măsurile și programul pe care le-a propus în 2016 pentru români și pentru România. Că nu le-a dus la bun sfârșit, nu avea cum să le ducă și da, este și unde este dumnealui acolo, îi urez zile puține să stea acolo și să vină acasă cât mai repede, nu întâmplător este acolo pentru că a deranjat foarte mult, a deranjat pe cei care astăzi nu avem bugetul stării consistent ca să putem să ne descurcăm, dar de-aia acum sunt aceste discuții pe pensii, pe tot felul de probleme, da, pentru că vedea. Banii care trebuia să rămână în țară ies peste hotare. Vom vedea dacă vor scoate la capăt liberalii care au preluat guvernarea de câteva luni de zile. Vreau să vă întreb dacă tensiunile din PSD Dâmbovița au fost resimțite la nivelul în mod categoric, a fost resimțite și odată cu conferința extraordinară care a avut loc pe 19, lucrurile cred că s-au liniștit și intră pe făgajul cel normal, deși este de muncă. Încă este nevoie poate de finalizarea coagulării, revenirii multor alți lideri, mai mici sau mai mari, ei care au părăsit barca PSD-ului, la nivel de județ ne referim, în care vor veni înapoi și simt treaba asta. Ceea ce vrea să facă acum Cornel Ștefan, se pare că face un lucru bun. Va reuși, pentru că, în general, mulți primari au fost seduși de mirajul puterii și au preferat să meargă la partidul aflat la putere. Dumneavoastră că și aici este de discutat. Au fost zvonuri, într-adevăr, că mulți s-ar duce ba, că e perioada de mercato și ba la Pro-România după domnul Țuțianu, ba la PNL, dar deocamdată oficial nu a plecat niciun primar. Bine, nu o să bine, spună nici, nimeni. Nici oficial, dar nu. În prag de campanie electorală, cum suntem cu 4-5 luni de zile, poate să declare, deși nu depune adeziune. Că odată depusă adeziunea, este de drept suspendat din partidul celălalt și îi se ridică sprijinul politic în situația în care ai plecat tu de bună voie, fără ca partidul să dea afară. Nu simțiți că ar fi colegi care ar vrea să facă pasul lateral nu, în stânga nu, sau în dreapta? Nu, din contră. Mai cu seamă acum de la conferința extraordinară, lucrurile s-au coagulat din nou și se adună bine. Credeți că ar fi posibilă o alianță cu Pro-România despre care s-a vorbit și la conferința județeană? Doamna, da. Posibil este orice în politică. Este chiar necesară o alianță prin conjunctura faptului ceea ce se întâmplă cu partea dreaptă, PNL-ul și celelalte partide politice. Dacă PSD-ul nu poate să discute, să negocieze decât cu Pro-România la nivel de județ, sau la nivel național Pro-România și în anumite situații cu UDMR-ul, în rest, cu dreapta nu are cu cine să discute, pentru că sunt de dreapta și asta este situația, asta este viața. Cum ar fi alegerile în două tururi pentru Constantin Malicescu, primarul comunei al noastră? Nu pot să spun că ar fi ușor, destul de greu. Trebuie să fiu prudent, ca de fiecare dată, să fiu serios în primul rând, ca de fiecare dată,
cu cetățeanul și pentru cetățean, să nu vin în fața electoratului cu anumite lucruri care nu sunt realizabile, ci totul realizabil și chiar să le și pui în practică. Acele obiective pe care le-ai propus și vrei să le propui și nu se realizează, trebuie să ai și motive temeinice, să le justifici de ce nu s-au realizat, de ce nu s-au făcut, că sunt și astfel de cazuri. Nu numai la primarul Maricescu de la Linoasa, dar la orice altă primărie din țară, poate a avut în vedere un anumit proiect pe care l-a gândit, pe care l-a implementat ca și proiectare și nu a putut să-l finalizeze datorită altor factori care nu a depins și nu a ținut de el direct. Ce ar însemna pentru primarii din județul Dâmbovița o astfel de organizare a alegerilor locale? Cu o mobilizare exemplară, cu o seriozitate exemplară din partea fiecărui candidat, fie și acolo unde nu sunt primari, mă refer la nivel de Partid Social Democrat, putem să obținem chiar și din două tururi rezultate foarte bune. Dar nu putem garanta că vor rămâne toți în aceeași echipă care suntem acum și bineînțeles care vor să candideze, că sunt probabil primari care nu mai candidează. Cum de exemplu la Doicești, domnul Mircea, Nea Mircea, cum îi spunem noi, Ismail, omul a declarat că nu mai candidează, s-a săturat din 82 primari, are și o vârstă care nu-i mai permite. Dar sunt și alții care vor să candideze și nu este simplu, nu este ușor, pentru că este mai ales că Partidul Social Democrat nu prea are aliați tradiționali. Da, dacă intri în turul 2, ceilalți se aliază, dar pe partea cealaltă să știți dumneavoastră că nu întotdeauna cărțile se fac din birou de la alianțele partidelor politice. E vorba de electorat, e vorba de oameni din sat. Și apoi când e vorba de voturi, poate că nu întotdeauna unul și unul fac doi. Niciodată. Nu. Știți, dacă vă pun să spuneți cât face unul și cu unul, acum cu siguranță nu știți, pentru că nu aveți creion, trebuie să ai creion să scrii. Și ceea ce scrii rămâne scris. Iar în politică se cam schimbă matematica. De foarte multe ori. Da, să v-am spus, în politică este posibil aceea. Este frumoasă o alianță, dar nu eu sunt cel care să decizi. Aveți căi de comunicare și cu alte partide de la nivelul localității? Sau nu există organizații locale? Nu, la momentul ăsta, sincer să fiu, un singur partid politic, nu că m-a căutat, am discutat cu totul întâmplător, că și-a dorit o anumită funcție în cadrul Consiliului Local, de fapt funcție de consilier sau, mă rog, și altceva, dar deocamdată nu e bătut în cuie și nu știm cine candidează la nivel de comună ai noastră din partea celorlalte partide. Nu sunt nici organizații închegate în care să simt, să identific un anumit posibil candidat. Este loc pentru toată lumea, pentru toate partidele, fără nicio problemă. V-ați vedea candidat din partea altui partid? La momentul ăsta pot să spun și chiar niciodată nu m-aș vedea, pentru că am fost curtat, cum se spune, când lucrurile erau mult mai bune în țară, din punct de vedere politic. Și vorba în anii 2008, de personalități importante ale județului, dar și de la nivel național, și nu am renunțat sub nicio formă, am spus că indiferent de situație, nu contează cei care conduc partidul la nivelul de atunci. Deci erau niște nume sorone, spre exemplu domnul Stan. Păi mă interesează în primul rând doctrina partidului. Sunt un om care mă caracterizează doctrina Partidului Social Democrat. Sunt pentru oamenii în general. La congres ce v-ați dori să se întâmple la congresul Partidului Social Democrat? Pe cine vedeți lider? Nu știm cine va mai fi al doilea candidat alături de președintele interimar. Care este la momentul acesta. Dar ați dori pe cineva anume? Trebuie să faci și o comparație între celălalt care vine și actualul președinte. Preferați să fiți diplomat, înțeleg. Nu că să fiu diplomat. Eu să știți că chiar dacă am fost înscris în partid, am avut și funcții și vicepreședinte, am fost președinte Ligii Alegerilor Locale, eu nu am fost un om ca să creez niște probleme decidente, să decid eu sau să propun într-un mod vehement în care că chiar mai vreau credeți rezultat. În disciplina de partid? Nu, în disciplina mea. Dacă respect partidul, mă respect pe mine. Dacă respect pe cel din fața mea, mă respect pe mine în primul rând. Funcționează mecanismul acesta? Pentru unii da, încă funcționează. Noi cei care totuși mai suntem trecuți prin greutăți, că am trecut prin greutăți destul de multe, trebuie să respectăm în continuare. Cam câți primari credeți că mai poate scoate PSD Dâmbovița la alegerile acestea? Cu siguranță peste 50%. Cu siguranță în două tururi peste 50%. Dacă va fi un singur tur, cred că ne apropiem de 70%.
Toată lumea spune că Partidul Social Democrat are puterea de a se reorganiza sigur, sigur. În momentele grele, în momentele dificile. Găsești dacă luăm bilituri de fier și o băgăm într-o grămadă de nisip, venim cu magnetul și o strângem. Asta e și Partidul Social Democrat. Este ca o cloșcă cu pui. La putere mai sunt disensiuni, mai sunt crize. Faptul că lucrurile s-au clarificat și aici și s-a tras linie, eu zic că merge pe un drum destul de bun. Și avem timp, 4 luni de zile la dispoziție. Va putea funcționa această formulă, pentru că, iată, la Consiliul Județean acum este Alexandru Oprea, care la rândul i-a candidat pentru o funcție importantă la nivelul organizației județene a PSD Dâmbovița și a pierdut. Nu știm în ce relații se mai află cu actualul președinte al PSD Dâmbovița. Politic și administrativ se poate forma o echipă? Încă în 2 întâlniri care au avut loc la nivel de județ în CEC și Comitet Executiv, poziția președintului actual, al domnului Cornel Ștefan, mi-a plăcut. Deci este un om care vrea să echilibreze lucrurile, care vrea să elimine discuțiile din rândurile noastre, cu toate că unii colegi accentuează aceste disensiuni și chiar și eu m-am ridicat în picioare alaltăieri la Comitetul Executiv, în care am spus, e totuși președintele Consiliului Județean, indiferent de situație, și eu cred că ar avea capacitatea și competența să rămână în mijlocul echipei. Ca și funcție nu este problema mea, depinde ce... Depinde și de dorință. Depinde și de dorință, depinde de discuția cu președinte dacă îl propune pe anumite funcții, dar cred că este un om totuși capabil. Așa cum a demonstrat-o din 2016 când... Adică îl vedeți viitorul candidat al PSD Dâmbovița pentru funcția de președinte? Nu știu ce va decide, PPJ-ul. Că e vorba de PPJ-ul, apoi să valideze în Comitetul Executiv. Se fac sondaje de opinie la nivelul... Da, se vor face. Chiar alaltăieri domn președinte a spus că se vor face la nivel de județ, la nivel... Veți fi măsurați toți primarii Partidului Social Democrat? Apelul a fost ca fiecare primar să spună dacă optează să se facă sau nu sondaje de opinie. Pentru cred că v-ar ajuta. Că și sondaje ne ajută, dar și sondajele sunt costisitoare. Trebuie să găsiți soluția financiară. Nu se fac numai de dragul, dar se face. Dar este un barometru foarte bun. În mod categoric. Dar barometrul cel mai bun este acela prin modul cum te-ai comportat cu cetățeanul, că până la urma urmei nu poți să-l schimbi peste noapte. El deja are o impresie de noi. Tocmai de aceea, spuneați de dezamăgirea pe care ați simțit-o în rândul alegătorilor, spuneați și de anumite influențe ar putea veni dintr-o zonă sau alta. Are timp PSD Dâmbovița? Are timp Constantin Maricescu să întoarcă lucrurile cumva în favoarea lor în condițiile în care nu mai este mult. Grație schimbării guvernului și-au dat seama că actuala guvernare nu face nimic. Mai rău ne creează probleme. Dacă vor fi alegeri comprimate, locale și parlamentare. E foarte greu. E foarte greu pentru electorat ca să primească 6 buletine de vot. Dar nu e imposibil. Nu este imposibil. Dar este și neconstituțional din punctul meu de vedere ca să cumulezi prezidențiale cu alegerile locale, pe de o parte, pe de altă parte se scurtează și cât că nu le convine la parlamentari, indiferent că e senator sau deputat, se scurtează mandatul și nu mai poate beneficia. Nu contează, zice un mandat complet. Acum de pensii speciale nu cred că se mai poate pune problema că, iată, a fost o temă și această extensie. Știți care e păcatul mare? Că o decizie pe care a luat un guvern, și e el, cine ar fi, că e PNL, că e PSD, indiferent care, cum vine celălalt, schimbă legea. Nu mai avem stabilitate în lege. Da, singura lege neschimbată care e Constituția. Constituție care și asta la rândul ei observăm că nu este respectată de unii factori importanți ai țării noastre. Să trecem pe teren administrativ, că până la urmă asta e ceea ce îl preocupă pe fiecare om în parte, pentru că fiecare se mișcă într-o anumită comunitate și își dorește condiții cât mai bune pentru comunitatea respectivă. Aveți perfectă dreptate dumneavoastră, însă temelia cea mare este națională. Semnalul e dat de la nivel de la național, da, de la București, de la nivel național, că dacă acolo lucrurile merg bine și în teritoriu, indiferent cine este el, cel care conduce în localitate. Hai, mai contează și omul. Da. Că... Acum, faptul că s-a decis astăzi, a fost ședință de Consiliul Județean privind partizarea sumelor defalcate, cei 6,5% din TVA, pentru localități, o sumă foarte, foarte mică și normal că n-are cui să împartă mai înainte sau cui să dea mai înainte să fie mulțumit. Toți sunt nemulțumiți sau toți trebuie să înțeleagă că a făcut și președintele, bineînțeles, în colaborare cu cei 9 reprezentanți din toate zonele politice ale județului Dâmbovița, a găsit un echilibru pentru, dar pentru toți este puțin.
Sunt vom vedea bani, ce sunt se va putea face. Mă gândesc că fiecare localitate ar trebui să se chivernisească, nu știu, cât se poate mai bine și să găsească și alte resurse pentru a dezvolta. Cu riscul că de multe ori am vorbit, am deranjat, dar treaba lor, spun și acum pe postul televiziune, cu riscul de a se deranja unii colegi, când eu și alții, bineînțeles, din județ, dar și din țară, băteam drumurile către București, făceam poteci încă din 2003, când am aderat la Uniunea Europeană după fonduri europene, alți primari nici astăzi nu au accesat un proiect european. Și așteaptă atunci, ca e bine județul, că știți drumul. Așteaptă ca județul să-i dea bani, ca județul să-i bage apă, canalizare și alte... Da, mai depinde și de posibilitățile financiare pe care le are. Nu. Trebuie să luăm o scurtă pauză. Aici am vrut să ajung până să ia pauza. Bani poți să-ți aduci din altă parte. E adevărat, dacă ai și participa ta de cofinanțare. Că unii nu se chivernisesc nici măcar pentru asta. Bine. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în câteva momente.